tare, motoriști, deși sezonul s-a închis oficial, neoficial, se mai iese un pic pentru că sunt câteva grade în termometre. Eu mai am două zile bestiuța asta mică la test și la review și după 4 zile în care am mers chiar pe europeană, am mers și la paradă, uite că astăzi vine rândul să intre un pic în poligon și să vedem dacă se descurcă, pentru că eu am zis că e o motocicletă foarte bună de poligon, așa am simțit-o. Acum o să văd și părerea lui Costi, o să facem poligonul odată eu, odată el. Eu ca motociclist amator, el ca profesionist, ca instructor moto, ca instructor de pilotaj defensiv. Și să vedem dacă se pretează pentru o motocicletă de poligon, având în vedere că are 240 de kg. Majoritatea motocicletelor în poligoane nu depășesc 180 sau maxim 200 de kg. Sunt clasicele Honda Hornet sau Phase 6, dacă nu mă înșel. Oricum, motociclete micuțe, motociclete cu care să poți să faci poligonul rapid și să le manevrezi destul de ușor. Eu cred că și asta este o motocicletă foarte ușor manevrabilă, dar la fel cum am zis, o vom testa și vom vedea dacă așa este. Până una alta, nu sunt multe grade în termometre, dar sunt de ajuns ca să te poți pliga, ca să te poți bucura de un ride. În afara orașului, clar că gradele se simt, gradele lipsă se simt. În oraș e mult mai plăcut. Despre paradă, din punctul meu de vedere, a fost o paradă reușită. Ne-am strâns 125 de motocicliști. Au fost și de pe la Vaslui, am înțeles, și de pe la Roman, din ce am înțeles de la colegi. Acum, asta ne dă speranță că și în Bacău se fac parade frumoase și că se pot face și mai frumoase, dar depinde de cât de mult ne implicăm fiecare. Asta îmi dă speranță că și Bacău se fac lucruri frumoase și se fac în continuare. Important este să vrem treaba asta și să fim uniți. Cred că e mai ușor cu a doua. E un pic subturată acum și simți greutatea. Eu așa o simt. Păi.
Bă, care-i frâna? Asta de jos? Da, aia. Era să-mi rup picioarele. Era să-mi rup picioarele când m-am urcat pe ea. Cum? Era să-mi rup picioarele pe telefonul pe ea. E dubioasă, știu ce era. Nu, no, eu n-am venit pe trotinetă. Și eu m-am urcat și cu telefonul să filmez. Era să-mi rup picioarele. Să cad de pe ea. Era să cad de pe ea. Gata, da? Hai. Filmează. Asta de aici. Îl filmam pe Costi. Nu pot să merg pe trotinetă. Acum Costel, în superul. Patru poligone. De exact două de două ori fac pista. Mam, mam, mam. Stai? Stai așa. Salut. 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 Ce va? Raul. Neadoru. Am un băiat care vrea să fac un video la o motocicletă. Lasă-mi de două ori de viste. Îi dau cât? A, să-i zic lui. Da, dacă îl trimit acolo la... Că eu am niște elevi acum, să-i zic lui, să-i caute, să-l caute pe el. Sau să-l sune. Ah, ok. Ok, da, bine. Da, vreau doar să filmez distanță cu... Două ture, atât. Ok, bine. Deci, iată, te duci la restaurant. La restaurant, da. Dar poți să intre... Nu, s-ar putea să fie închis pe acolo. Dacă nu poți să intri pe aici, pe unde ne-am dus noi după motociclete, da. Te duci la restaurant acolo sau poate poți să intri pe pistă pe aici. Așa. Și te duci la restaurant, îl cauți pe Gianni. E deschis pista? Nu știu. Așa. Îl cauți pe Gianni și îi spui că a vorbit Costi cu Doru, da. Să poți să intri două ori pe pistă. Uh-huh. Ca să le-ai fac canul. Ok. Da? Da, da, da. Da, domnul, da. Da? Da. Deci dacă e deschis pe aici, mă duc pe acolo, da? Da, dacă e deschis pe aici, pe aici și du-te acolo și zic, am vorbit cu Doru, am vorbit cu Costi cu Doru, da? Da, da, da. Hai, mă, ca să duc astea la... Încerc să nu mă plec foarte mult, pentru că... are... tobele jos. Risc să ating tobele de jos. E o motocicletă care îți permite să te înclini. Cam asta este. Salutare, dragilor.
Salut, Costi! Astăzi am făcut testul la Supermeteor în poligon și vreau să aflu de asta despre Supermeteor. Dacă este o motocicletă care ai recomandat o începătorilor, celor care termină școala. Aurelian, cu siguranță o recomand. Am avut ocazia, datorită ție și celor de la Royal Enfield, să-ți dea această superbă motocicletă. Este o motocicletă foarte ușoară, chiar dacă are 200 și ceva de kilograme, este o motocicletă foarte ușor de condus și foarte ușor de manevrat. Se manevrează uimitor de ușor față de celelalte motociclete din poligon chiar. Probabil că are niște angrenaje pe acolo, niște rulmenți care efectiv pentru un începător este foarte, foarte ușor de manevrat. Motocicleta având două pistoane, iarăși are un cuplu de jos și te ajută foarte, foarte mult și în depășiri și pentru oraș. Este nici mică, nici mare, este foarte ok pentru începători. Deci recomand această motocicletă cu dragă inimă. Începătorilor. Crezi că ar putea fi o motocicletă pe care în viitor poligoanele, școlile auto să o aibă în poligon? Adică dacă, nu știu, poate arăta pe viitor elevi care doresc să-și iau un cruiser în termenul poligonul? Pentru început, da, este ok. Dar pentru școli de șofer, din păcate, legislația nu o permite pentru că depășește capacitatea cilindrică comparativ cu kilovații. Este aici o mică chichiță cu kilovații și cu capacitatea cilindrică și atunci nu putem ca să o agreem pentru școli de șofer, cu toate că chiar este foarte, foarte manevrabilă pentru poligon. Adică, la câți kilovați ar trebui să fie pentru poligon sau cum e? Pentru școli de șofer ar trebui ca să nu depășească 35 de kW și să nu depășească 500 de centimetri cub. Am înțeles. Tot ce depășește 500 de centimetri cub pentru școli de șoferi, da. Atunci intră pentru categoria A, dar trebuie să depășească acel 35 de kW. Dar chiar dacă e de A2, nu? Adică... Chiar dacă este de A2, da. Pentru școlile de șoferi noi avem un alt regim, mai special. Am înțeles. Da. Extraordinară. Uh-huh. Este o motocicletă foarte, foarte ok de mers pe ea și la o plimbare scurtă, la o plimbare lungă, având capacitatea motorului, te poți baza și la plimbări mai lungi. Dar și pentru oraș este foarte, foarte manevrabil. Chiar am rămas foarte uimit de acest extraordinar model. Mulțumim mult, Costi, și ați văzut și voi concluzia. Supermeteor trece și acest test de poligon. Pentru mine, ca începător, ca neprofesionist, pentru că nu sunt un motociclist profesionist, nu sunt instructor, așa cum este Costi, părerea mea personală este că da, poate fi o motocicletă pentru începători, cu minimă atenție, mai ales dacă nu ați avut A1 înainte, pentru că ea se conduce și cu A2. Pentru școală am înțeles că trebuie îndeplinite niște condiții. Și de asta probabil că cruiserele nu prea se regăsesc în școală, chiar dacă vorbim de middle cruisere. Părerea mea, așa cum vă spuneam, ca motociclist amator, este aceea că la 8-uri trebuie să fii foarte atent. Probabil n-am mai stat să le fac cu treapta 2 și să o țin un pic din ambreiaj, dar la 8-uri probabil că ar fi mers un pic din ambreiaj. 1 la mână, pentru că altfel, având un centru de greutate jos, ris, și mergând un pic subturat, când virezi, ris să o dai pe jos, mai ales dacă piși frâna față, clar o scapi, pentru că eram aproape de bracarea roții, deci trebuie minimă atenție sau un pic mai turată accelerația să stea, dacă ar fi să fie o motocicletă pentru poligon. Dar în rest, din punctul meu de vedere, cred că s-a descurcat foarte bine. Cred că m-am descurcat ok. Chiar dacă prima tentativă a eșuat, următoarea a fost mult mai ok. Repet, nu am vrut să vă, nu că să vă vând, să, da, să vă vând o informație falsă. Nu am vrut să fac teste înainte să vă arăt, wow, ce bine mergeam eu în poligon și merg un poligon cu cruiserul. Nu, am vrut să mă urc
așa cum sunt pe ea. Și din prima să încerc, și ați văzut și voi că am pus piciorul jos de vreo două ori. Adică totul real, totul la cald, cum s-a spune. Adică nimic regizat, nimic tras duble și alte alte. Apoi l-am filmat pe Costel, pe instructorul profesionist, ca să aflăm și părerea lui. Pentru că așa cred că putem da un review fain unei motociclete. Să aflăm tot ce trebuie de la unul, de la altul. Deși am lăsat-o și pe pistă, nu am lăsat-o să atingă de jos, pentru că mi-a fost teamă, sincer, prin prisma tobelor, pentru că tobele sunt destul de jos și nu e a mea, adică răspund pentru motocicleta asta, dar da, se poate înclina, te poți lăsa cu ea. Prietenul meu, unul din colegii mei de la paradă, are și el un super meteor, Lucian. Ah, gaura. Lucian are un super meteor și i-a pus niște tobe care îi permite să se lase cu ea un pic mai mult în viraje. Eu, ce să zic, nu pot să fac lucrul ăsta că nu e a mea. Dar se lasă. Îți permite. Mm-hmm.